Hai mă, cel mai stau mazu și în gaz de prost. Că nu mă consum. Păi nu mă, că îți plătesc, ia, îți plătesc eu, mă. Du-mă până acasă. Datoria ta e 5 milioane. Da, da. Nu mă ține în gara aici, mă. Și de unde sunteți? De unde sunteți? Din Buzău? Da. Dacă vă uitați la lui, vă dați seama cam cu ce mă ocup. Cu construcțiile. Și eu sunt de meserie constructor. Mai arătați-mi odată mâinile ca să... Da, ca să focalizați, mă. Da. Și ce anume, unde, ce obiectiv lucrați în Alba Iulia? Momentan, pe podrumul Micești. Aoleu, și eu am acolo ceva proprietăți. Lucrați la case? Da, la... Nu ne-am întâlnit astăzi, cumva. Când am venit acolo, undeva cum mergi de la Alba Iulia Micești, în dreapta. La Kaufland m-am interferit, așa, o să vă să fiu mai... Deci sunteți constructor. Se găsește de lucru în Alba Iulia? Da. Deci puteți lucra. Că unii oameni preferă să se deplaseze din Alba Iulia în alte părți ca să lucreze. Eu prefer să mă deplasez din Buzău. În Alba Iulia. Bine, vă mulțumesc mult. Eu nu zic. Zic, sunteți din Alba Iulia? Eu nu. Și care ar fi părerea dumneavoastră despre orașul ăsta? Orașul de din Mocuri. Ah, sunteți doar în tranzit. Lucrați undeva aici sau... Deci sunteți doar în tranzit. Și ce... Unde mergeți? Cum vi se pare orașul? Deci nu vreți să ne spuneți prea multe despre orașul. Deja sunt în oraș. Ok. Îți plac jocurile de noroc. De mă, cinci. Nu mă mărunt. Ce faci la el, om? Nu mă mărunt, mă. Iată, te găsim. Hai, mă, lasă piesele de mine, că nu mă rog. Nu mă rog, mă. Te găsim din nou, îmi fac plac jocurile de noroc. De mă, cinci. Nu mă mărunt. Ce faci la el, om? Nu mă mărunt, mă. Iată, te găsim. Hai, mă, lasă piesele de mine, că nu mă rog. Nu mă rog, mă. Te găsim din nou în fața aparatului. Gata, hai. Nu, 50, nu mă mărunt. Știi, mă, ca ce te-mi era la tine, nu te mințit. Auzi, mă, gata, nu știu. Nu mă vezi ca cu bani. O, așa, de la știință nu se poate, mai. Da, mă, tu ai bani, nu. Ai 7 milioane. Hai, mă, tăi. Dă-mi și bani. Hai, mă, ca să mă culc. Dă-mi 50, să-i scurt. Hai să mă schimb. Schimbă. Am văzut, mă, nu mă vine pe mine, mă. N-am unde cum o să duc, dar așa termina să-ți mă dea și bani. Ești să-mi curul, mă, lasă-mă dracu, bani. Tu, dracu. Vezi, ești am și luat? Păi nu că mie ești. Păi nu mă da, dacă ți-am dat, atât ți-am dat. Hai, mă, lasă. Ai plătit tu? Eu am dat. Ai vinde a placă acolo. Tu vii pe mine cu tine. Păi lasă-mă dracu și să lăsă. Păi, pe tine ce că mă duc pe mine, mă, acolo, mă, bă, lipitoare. Păi lasă-mă să vii pe mine cu tine. Ce lipit? Hai la mol că e Eugen acolo. Hai la mol. Păi care i-am dat 80 milioane, bă, i-am dat și. Ai pus o bani acolo? Eu l-o fiu pe numele meu, 80. Hai, mă, stai, mă, cu ce costă, mă, lipitoare. Mă, lipiți, mă, vă trebuie numai bani. Ce trebuie, bani? Ai 7 milioane și trebuie să-ți dupate de aia. Să ce? Te duce și până în gata. Cum vă numiți? Și unde locuiți? Centru social de zi, cam ce număr de oameni e în centru? Nu de cinci. Sunt oameni care nu au de și un centru format pentru că sunt zona de tineri, bătrâni. Bine, dar ce vă oprește pe dumneavoastră ca și tineri să lucrați undeva? Nu mă oprește nimic, dar atât timp sunt
că sunt evitat de un și altul patron că, prin dintr-un gest, cum ar fi, lăsați numărul de telefon că vă sunăm, aș vrea înțeles că sunt exclus pentru a fi în gara. Cât ani aveți? 26. Ok, vă mulțumesc.